medicina este o știință care vindecă trupul și muzica este arta care vindecă sufletul. Și eu cred că cele două se împletesc foarte frumos, pentru că pacienții au nevoie și de o alinare sufletească, nu doar de tratamentul bolii respective. Talentul la muzică îl moștenesc de la tatăl meu. A fost cel care m-a încurajat cel mai mult pe drumul muzicii, a fost alături de mine la fiecare pas și mi-este și profesor de muzică. Vedeta populară a fost o experiență foarte interesantă și utilă pentru mine. Am încercat să mă pregătesc cumva și pentru proba cu melodia la prima vedere, la care am fost mai puțin bună prima dată și sper ca de data aceasta să mă descurc. La noi. Bine v-am găsit! La fel de frumoasă, aceiași ochi frumoși, ba chiar aș spune mai frumoși. Vă mulțumesc! Medic, dar și artist. Crezi că ai să poți să le faci pe amândouă? Știți care este problema? Oamenii bolnavi au uitat să zâmbească. Bravo. Iar eu, prin muzică, vreau să le readuc zâmbetul pe buze. Foarte frumos, foarte frumos! Numai că tu știi, pentru un medic, meseria este cea care îl acaparează cu totul. Mă gândesc și la perioada de rezidențiat, în care știi ce înseamnă asta. Muzica va rămâne o pasiune și voi încerca să le îmbin cât pot de bine. Cât poți. Să-ți ajute Dumnezeu. Să auzim ce spune juriul. Grigore Leșe, vă rog. Aici te-ai arătat, dar nu până în capăt. Mai sunt două probe. Asta e o probă unde îți arezi vocea, talentul, dacă există. Urmează proba a doua, unde se vede inteligența. Cum alegi? Cu cine cânți și trei, ce memorie ai? Momentul v-a plăcut? Cătălina vă place? Ca o evoluție poate de la sezonul 1? Dar cum să nu-mi placă? Tot timpul zâmbit, eu aplic urmea lui Dumnezeu să nu-mi placă. Îmi place, da. Bun, nu așteptăm tot ce... și proba 2 Iuliana, și 3. Iuliana, nu tot ce-ți place este și adevărat.
Deci nu v-a convins până în cap, cum ziceți dumneavoastră. V-am convins, dar aștept probele celelalte. Am înțeles. Succes, Cătălina. Elize Stan. Mie mi-a plăcut, Cătălina. A fost toată numai un zâmbet și toată numai o lumină. S-a văzut că tu ai o respirație susținută și o frazare frumoasă. Vă mulțumesc. Nicolina Stoican. În primul rând, eu trebuie să-ți mărturisesc că sunt foarte fericită, pentru că există un mesaj pe care noi aici îl dăm tinerilor. Mesajul de a se întoarce către tradiții, către cântecul popular, de a le prețui pentru că sunt ale noastre, reprezintă identitatea noastră. Iar eu te felicit din toate punctele de vedere. Vă mulțumesc! Mircea Dinescu. Un mare artist nu trebuie să își canalizeze opera într-un zâmbetul celor care te ascultă. Pentru că, după părerea mea, cele mai frumoase cântece dobrogene sunt alea triste. Noricu. Este un cântec de dragoste. Și păi dragostea nu e o veselie continuă. Știți bine, exact, ce se întâmplă cu dragostea. Melancolie. Da, da. Ai avut melancolie un vers foarte frumos. Dar v-a plăcut, deci. Mi-a plăcut, da. Bun, Cornelia. Care... Cum e trebuie de versul ăla? Ne desparte... Mie. Ce m-am zis tu? Versul cu ne desparte... Norul jos, luna-i departe, apa-n două ne desparte. Ce frumos. Păi când te desparte ceva, de ce să râzi? Fii tristă. Da, da, da. Dar la sfârșitul cântecului îl rog să treacă Dunărea și să mă ducă la el în sat. Bravo! Ei, bine. Nu știu ce o să zică tatăl tău. Nu știu dacă o să fie de acord. De această invitație. Din punctul meu de vedere, Cătălina are absolut toate calitățile necesare unei vedete populare. Pentru că, în primul rând, mie îmi place ca toți concurenții noștri să fie originali. Dar mai este un lucru care pentru mine contează foarte mult, ceea ce transmiți. Iar de la tine am simțit foarte mult, multă lumină. Doamna Elize a zis că ești luminoasă. Exact așa ești, foarte luminoasă și transmiți ceva foarte bun. Deci mi-aș dori să te văd cât mai des pe scene. Vă mulțumesc! Cătălina, păreri împărțite, sfaturi pe care le-ai primit. Succes pentru proba a doua! Mulțumesc frumos!